Bună, dragilor! Astăzi vin cu o rețetă delicioasă de sos. Ce sos am pregătit? Haideți să vedeți! Într-un vas mai mare am pus la încălzit un pic de ulei și adaug 1 kg de carne tăcată. Eu am ales să pregătesc cu carne din piept de pui. Dar dumneavoastră, sigur, îl puteți prepara sosul ăsta cu ce fel de carne vă place. Amestecăm rapid. Se prepară foarte rapid și un sos, dragilor, care îl folosim la diverse feluri de mâncare. Venim cu sare după gust. Mirodenii, la fel, alegeți ce vă place. Eu am niște mirodenii mai picante și cu praf de usturoi. Sau puteți pune de 3 căței de usturoi, depinde de cantitatea de mâncare pe care o pregătiți. Așa. Acum, aici, vin cu un sos de roșii. Îl las 2 minute să ajungă în punctul de fierbere. Adaug 400 ml de smântână. Puneți smântână de care vă place. Și vă place să fie mai grasă, puneți în aia cu procent mai mare de grăsime. Doriți una cu mai puține grăsimi, puneți din aia. Aici chiar nu are nicio importanță ce fel de smântână. Sosul ăsta, dragilor, îl folosim la diverse feluri de mâncare. Îl punem garnitură peste niște cartofi la cuptor. Coaceți niște cartofi și puneți sosul ăsta deasupra. Peste ciuperci, peste vinete, peste paste, peste orez. Eu pregătesc o oală mai mare din sosul ăsta, o împart în porții și în timpul săptămânii copiii poate să-și pună pe diverse ce le place, îi întreb ce vreți, orez, vreți cartofi, vreți paste și ei singuri și îl încălzesc și îl folosesc. Este foarte, foarte gustos. Vă dau un sos delicios. Nu uitați, dragilor, să dați like la postările mele și să le distribuiți. Între timp vă zic ce am mai adăugat, parmezan. Și amestecăm bine, bine, până ajunge în punctul de fierbere și sosul nostru este gata. Este un sos mega delicios. Eu imediat îl servesc cu vinete. Vinetele le-am la cuptor deja și vă arăt cum îl servesc. Și acum vin cu sosul delicios. Se toarnă deasupra, simplu. La fel procedați cu cartofii, pastele, orezul, cu ce vă place. Și să-i aducem un pic de culoare, să nu vină doamnele alea care nu le place când pune o smântână în sos. Dar asta îi dă un gust delicios. Doar testați măcar o dată sosul ăsta și o să vedeți că o să-l pregătiți, o să intre în meniul dumneavoastră din bucătărie. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și ne auzim la rețeta următoare. V-am pupat!